Pomenirea minunii Sfintei Mare Mucenițe Eufimia la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, care a avut loc în anul 451. Sfânta Muceniță Eufimia s-a născut la Calcedon și a trăit în timpul tiranului împărat Galeriu. Mărturisind că este creștină, din porunca proconsulului Prisc, a fost arestată și chinuită cumplit. A fost trasă pe roată, schingiuită, cu țepușe înroșite în foc, iar în cele din urmă a fost aruncată la fiare. Încredințându-și sufletul în mâinile lui Dumnezeu, în anul 304, Asterie, episcop al Amasiei, a fost martor al chinurilor sfintei și a văzut chipul pictat pe o placă în Basilica din Calcedon. Biserica prăznuiește astăzi minunata ei mijlocire în timpul celui de-al patrulea sinod ecumenic de la Calcedon, care a avut loc în anul 451. Convocat împotriva monofiziților Eutihie și Dioscor, sub împăratul Marcian și împărăteasa Pulheria. La sinod au participat 630 de episcopi. După îndelungi dezbateri, în care ereticii se încăpățânau în rătăcirea lor, la propunerea părinților ortodoxi, s-a căzut de acord, în unanimitate, să se consemneze temele dezbătute în două scrieri separate și să ceară lui Dumnezeu să adeverească, prin mijlocirea muceniței Eufimia, dreapta credință bineplăcută lui. Fiecare tabără și-a pus zapisul propriu în racla care conținea moaștele Sfintei Eufimia, iar după ce au sigilat-o, au făcut timp de 3 zile rugăciuni neîncetate. A patra zi, în prezența împăratului, au deschis racla muceniței și au găsit zapisul ereticilor, lepădat la picioarele Sfintei, în timp ce al ortodoxilor se afla în mâna ei cea dreaptă. În urma acestei minuni, moaștele au fost transferate la Constantinopol și așezate în Biserica Sfânta Sofia, fiind un sprijin de nădejde pentru apărătorii dreptei credințe. În anul 766, împăratul Constantin Copronimul a vrut să arunce sfintele moaște în mare. Însă au fost salvate printr-o lucrare dumnezeiască. În timpul Sfântului Grigorie cel Mare, 590-604, la Roma a fost zidită o biserică într-o cinstirea ei, în timp ce în Constantinopol existau deja 4 biserici care îi fuseseră închinate. Actele ei martirice au fost consemnate de Sfântul Simeon, Metafrastul, de reținut că Sfânta Eufimia este pomenită și în ziua de 16 septembrie. Pentru rugăciunile Sfintei Mare Mucenițe Eufimia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Fă misiune împreună cu noi. Te invităm cu drag să te înscrii la canal.